Sper să nu fie și cazul și acum. Acest concept de eveniment nu este ceva nou în lume, este ceva clar care vine de peste hotare, sunt în multe orașe. Spre exemplu, Five Points, New York, este o zonă urbană care 2 ani urmă a fost, din păcate, demolată, dar care cu 3 ani urmă aduna mai mulți vizitatori decât Times Square din New York. Este o zonă care aduna foarte, foarte multe grafitiuri și acolo acea zonă a fost construită cu ani. Acesta este locul, intersecția Zamfir Arbor, Ion Doncea, Sfântul Andrei, la care noi vom începe acest centru alternativ, să-i spunem un Five Points de Chișinău, și cu fiecare ediție a festivalului, pentru că se va face în fiecare an, această zonă se va mări, respectiv vom face în această zonă o zonă underground.